murit regizorul Nicolae Scarlat, nume important din teatrul românesc. Nicolae Scarlat a fost cunoscut pentru devotamentul și profesionalismul său. A montat spectacole la Teatrul Național Ile Caragiale din București, unde a ocupat și funcția de director adjunct, dar și la Teatrul Notara, Teatrul Mic, Teatrul Bulandra, Teatrul Țăndărică, Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, Teatrul Național din Târgu Mureș, Teatrul Maria Filoti din Brăila, Teatrul Dramatic Fanii Tardini din Galați, Teatrul Național Cluj-Napoca. Nicolae Scarlat a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București în anul 1972, secția regie, la clasa profesorului Radu Penciulescu. Dintre suita de spectacole create sub bagheta regretatului regizor pot fi amintite Tectonica Sentimentelor, de Eric Emanuel Schmidt, la Teatrul Național Ile Caragiale din București, Omul cu Mărțoaga, de Gheorghe Ciprian, la Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova, Acești nebuni fățarnici, de Teodor Mazilu, O scrisoare pierdută, de Ion Luca Caragiale, Cezar, Măscăriciul piraților, de Dumitru Radu Popescu, la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. Printre primele spectacole montate se numără Hamlet, de William Shakespeare, sau Dactilografii și Tigrul, de Murray Shinsgal, la Teatrul Național Târgu Mureș. Totodată, rampa Teatrului Național de Televiziune a fost îmbogățită la începutul anilor 90 de spectacolul și cu violoncelul Ce facem? De Matei Vișniec, spectacol aflat în arhiva de Aura TVR. E interesant, totuși, că execută fără partitură. Da, nu e rău. Are tot un cap și ăsta e un talent. Despre Nicolae Scarlat, actorul Candid Stoica a scris că a realizat ca regizor foarte multe spectacole interesante, pline de substanță, apreciate de critica de specialitate, la mai toate teatrele din țară, mai ales piese din dramaturgia românească. A fost un coleg extrem de apropiat de mai toți cei din promoția respectivă. Cel de sus să aibă grijă de sufletul lui. Numărul dublu 60-61 al revistei Arta s-a lansat de curând la Galeria Galateca din Capitală. Despre demersul recuperator pe care revista Arta și-l propune, ne vorbește domnul Petru Lucaci, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România. Pentru varianta clasică, să zic, tipărită, ne interesează și recuperări ale istoriei noastre, recente sau mai puțin recente. Încercăm să cartografiem ce se întâmplă acum în România și în lume, pentru că avem și secțiune de arte internațională și încercăm să arhivăm evenimentele cele mai semnificative din peisajul intern și internațional. În acest context ne-am gândit și la recuperări de tipul Heda Sternă, dar mai sunt mulți artiști români care, din păcate, nu sunt recuperați pentru cultura curentă. Dolphy Trost sau Gerasim Luca sau Sasha Pană sau Daniel Spoeri, Sandu Darie, Dimitrie Vârbănescu, toți având preocupări și intelectuale și s-au mișcat în cercurile de avangardă din Europa și din lume și care au avut și preocupări vizuale majore. Criticul de artă Magda Cârneci, coordonatorul publicației, ne dezvăluie detalii despre bogatul conținut al revistei Arta. Acest număr dublu al revistei Arta, numărul 60-61, e dedicat artistei avangardiste de origine română, Heda Sternă. E o descoperire a mea, ca să zic așa, mai recentă, pe care am făcut-o vizitând muzee de artă modernă din lume, și observând că lucrările ei apar din ce în ce mai frecvent, mai ales în lumea anglosaxonă, dar nu numai, și când am realizat că de fapt ea e născută la București în 1910 și ajunge la New York în 1941, mi-am dat seama că am de-a face cu un caz interesant care merită reconstituit și făcut cunoscut mediului din care a plecat. Heda Sternă este o pictoriță avangardistă care a trecut prin mai multe etape și curente. Ea a început în mediul interbelic avangardist românesc, era prietenă cu Victor Brauner, cu M.H. Maxi, cu Marcel Iancu, după care a intrat în lumea suprarealismului francez grație tot lui Victor Brauner în anii 30 și în sfârșit, la începutul anilor 40, a plecat în New York, unde s-a
și stabilit și acolo, de fapt, a început cariera ei reală, ca să zic așa. M-am gândit că un dosar dedicat ei, în care se găsesc texte teoretice și critice scrise de oameni aplecați de multă vreme asupra avangardei istorice românești, va face bine acestei reconsiderări și redescoperiri a Hedei Șterne. Alte subiecte deopotrivă de importante dau întâlnire publicului cu arta contemporană. Dincolo de dosarul acesta Hedea Șterne, în numărul 60-61 al revistei Arta mai există multe alte materiale, e un număr bogat și opulent, copios ilustrat, ca să zic așa, între care avem câteva portofolii, cum le numim noi, adică prezentări ale unor artiști, fie de ei înșiși, fie de către comentatori, unde aș aminti numele sculptorului Ion Mândrescu, a artistei arhitecte Ștefania Kenley, a pictoriței Betty Vervega. Avem vreo 20 de cronici de artă ale expozițiilor din București, Timișoara, Cluj, Deva, Craiova. Avem apoi câteva cronici ale unor expoziții de artă internaționale. În afară de asta, avem câteva recenzii de carte, avem prezentarea sezonului Muzeului Național de Artă Contemporană din București pentru primăvară-vară și toate acestea împreună constituie un meniu copios pe care îl punem la îndemâna privitorilor și sperăm că o să le facă mare plăcere. Iată așadar o publicație de neratat ce oglindește fenomenul artei contemporane în plan intern și internațional. Trei zile cu muzică rock, reconstituiri istorice și multă distracție îi așteaptă pe cei care merg la finalul acestei săptămâni la Băile Figa, lângă Beclean, în Bistrița Năsăud. Festivalul Celtic Transilvania, un eveniment unic în peisajul autohton, a ajuns anul acesta la cea de-a șaptea ediție. Cu o agendă artistică demnă de orice eveniment cu profil similar din străinătate, festivalul adună la un loc nume mari din rock metalul românesc și internațional: Gravedigger, Corvus Corax, Skyclad, Dirty Shirt, Wolfarion, Eater, Bucovina, Dor de Duh, Truda, Bucium, Kempes și Zgripsorum. De asemenea, la Beclean, în satul celtic, vor putea fi văzute trupe de acrobați, demonstrații de luptă și tir cu arcul, restauratori, meșteșugari, fierari și olari, pasionați ai obiceiurilor străvechi din culturile celtică și dacică. Publicul are șansa să vadă pe viu atât istorie, arheologie, cât și rock de bună calitate, un rock care oarecum încearcă să păstreze linia ideii noastre de festival, adică să fie inspirat din realități istorice. Anul ăsta, chiar spre bucuria noastră, am reușit să aducem niște nume, spunem noi, extrem de importante de pe scena metal. Câteva dintre trupe vin special pentru noi. Vom avea o paradă moto, în care deja s-au anunțat un număr important de motocicliști, o paradă tradițională la care noi ținem. Vor fi o serie de jocuri și alte activități conexe legate, în special pentru cei tineri, pentru copii. Ne-am gândit că adulții care vin la concerte au șansa ca pentru câteva ore copiii lor să petreacă într-o atmosferă plăcută, niște aventuri care să-i atragă de a veni la festivalul nostru.
Iar ca și o chestie inedită va fi și prezența unei organizații din Bulgaria care se ocupă cu ridicări de balon și bungee jumping și sărituri. Festivalul este organizat de Asociația Celtic Transilvania între 21 și 23 iulie. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la interviurile Jurnalului Cultural. Am un invitat special, unul dintre cei mai buni violoniști sau cei mai importanți din România, Gabriel Croitoru. Mulțumim că ne-ai acceptat. Cu drag. La tine acasă suntem. Exact. Locul unde studiezi cel mai mult, cred. În principal, da. Când nu sunt plecat în turnee, da, acasă. Cum se desfășoară activitatea ta în zilele astea? În zilele astea, îmbinată oarecum. Am terminat examenul de la facultate, am avut un masterclass pe care îl organizăm deja de 15 ani, deci suntem pe la 15-16 ediție, am fost, fiindcă am avut concertul final la Vila Luminiș, respectiv sediul Muzeului Național George Enescu de la Sinaia, concertul final, 18 copii. Duminica acum, iar că suntem în București și abia așteptăm vacanță. Eu te cunosc de când eram copil, te admiram de pe atunci, de când eram și eu pe băncile liceului George Enescu. Mulțumesc. Ce amintire ai legat de acest liceu, care acum e colegiu? Nici nu știu. Tot ce se încheamă copilărie, prieteni, profesori și școală. Și câteva nume importante care ți-au rămas alături? Păi, dintre profesori, evident că trebuie să-l menționez pe maestru Mihai Constantinescu, care a fost unul dintre soliștii filarmonicii George Enescu, cu care am lucrat la vremea respectivă. O studentă de-a lui care abia ieșise de pe băncile facultății și în brațele căreia m-a plasat, Cristina Ardeleanu se numește, maestru Ștefan Gheorghiu, cu care am lucrat, și maestru Modest Iftinchi, cu care am făcut iarăși la facultate. N-am cum să nu-mi aduc aminte de toți cei care au avut o contribuție în ceea ce a devenit eu ca violonist mai departe. Mă uitam zilele trecute pe CV-ul tău, te-am rugat să mi-l trimiți și vedeam concursul Wieniawski, Pablo Sarasate sau Paganini. Ce înseamnă pentru un violonist să câștige din ce în ce mai multe premii? Care e senzația, emoția pe care o trăiești atunci? Aș putea spune că e un pas important în cariera oricărui muzician. Însă s-au modificat puțin datele de când am fost eu la concursuri în urmă cu ceva vreme, în sensul că la vremea aceea încă aș putea spune cu mâna pe inimă că mai erau cinstite. Acum nu neapărat. Și în plus de asta nu mai există acea rampă de lansare. E mai mult sau mai puțin relevant să câștigi un concurs în ziua de astăzi. Pe vremea aceea, însă, dacă nu aveai un palmares de premii internaționale, nu reușeai să te strecori ca solist nicăieri. Poți să-mi spui așa ce alte concursuri ai mai câștigat? Păi am fost la Sarasate, am fost la Thibaut. Nu neapărat le-am câștigat. Spun unde am fost și unde am luat premiu. Thibaut, Sarasate, Chrysler, Paganini, Tibor Varga, Rasion, Wieniawski. Nu sunt multe. Câteva, dar sunt. Ce ne poți spune când vine vorba de CD-uri? Am văzut că ai foarte multe înregistrări cu orchestre mari, cu orchestre importante. CD-urile, sigur, reprezintă așa un fel de puncte de reper pentru cei care vin din urmă. Însă, din punct de vedere al emoției pe care o transmite un CD, nu se poate compara niciodată cu emoția pe care o transmite un concert live. În sală e cu totul alta percepția și a publicului. Există acea comuniune dintre cei de pe scenă și cei din sală, care se pierde în momentul în care faci o înregistrare. La înregistrare ești de sine stătător, ești singur, sau, mă rog, cu orchestra în spate, sigur, dar nu există, cum zic, raportul ăsta cu publicul, pe care altfel îl simți și îl apreciezi și poate că te și stimulează din când în când. Asta cred că s-a simțit foarte bine în pandemie. A fost oribil în pandemie, nu pot să... Da, deci a fost groaznic. Mi-aduc aminte că la un moment dat eram la o filarmonică, nu dau nume, și mi s-a cerut să mă aplec ca și cum ar fi public cu aplauze în sală la sfârșitul concertului. Și am întrebat dacă e obligatoriu, mi s-a răspuns că da, drept pentru care m-am aplecat și am continuat, fiindcă era live, n-a putut să mă taie nimeni. Am spus că vă văd așa entuziasm, trebuie să vă cânt ceva în bis. Și am cântat. Stilul tău caracteristic, adică fără umor nu poți trăi. Da. Da.
Au existat însă dirijări care, alături de care m-am simțit minunat și fără să se supere cei din străinătate, l-aș nominaliza aici pe Marvel Elenescu și de ce nu pe Ilarion Ionescu Galați, care, chiar dacă a făcut vioară și pormă dirijat, a fost unul dintre pilonii stâlpii, să zicem așa, ai dirijatului românesc. Nu mai spun de Mandeal, de Andreescu, care, sigur, cu care am colaborat permanent. Așa s-a arătat datorită lui Mihai Constantinescu, cu care am lucrat la vremea respectivă și care m-a scos în lumea asta artistică mai devreme decât pe alții. A considerat el la vremea respectivă că merit. Și așa s-a întâmplat. Te-ai dus și către muzică de cameră. Cum e schimbarea asta de rol? Știu că ai un rol important într-un quartet, dar ai și ansamblul, virtuozii. E diferit. E total diferit pentru că nu mai depinzi doar de tine, depinzi și de ceilalți membri ai quartetului, de exemplu. Eu a trebuit să mă adaptez și lucru pe care cred că l-am reușit până la urmă. Deja avem peste 20 de ani de când cântăm împreună. Quartetul Transilvan. Da. Și zice lumea că ne iese. Iată, e o familie de violoniști. Tu violonist, Ioana Croitoru, soția ta, violonistă și profesoară în același timp la Universitatea de Muzică. Fica ta, o violonistă foarte bună, adică una dintre cele mai importante. Cum e relația asta? Ce se întâmplă în casă? Dacă se întâmplă să cânte cineva fals? Adică sunt curioasă pentru cei care nu știu ce înseamnă să intri într-o familie de muzicieni. Practic, Sibina a crescut în familia asta în care, nu-i așa, s-au auzit viori și în casă și nu numai în casă, de când era ea mică. Lucru care, iată, se transmite și peste generații. Acum crește nepoțica noastră, Eva, care are 7 ani jumate și care aude tot așa viorile, trecând prin locul unde se întâmplă lecția, trece să uită la cel care cântă, ce vezi că acolo nu cânti bine. Și ăla se uită, nu-i vine să creadă că îi face observație un copil de 7 ani. Adică, deci, de auzit, au auzit amândouă de mititele. Să sperăm că și Eva o să-i calce pe urme Siminei, nu știu. Unii zic că n-am avut idei destule și de-aia am făcut-o zvioară. Dar pe de altă parte, mie mi se pare extrem de frumos și de benefic să poți să dai mai departe ceea ce ai învățat. E singurul violonist român care a câștigat dreptul de a cânta pe ambele viori importante de la noi, atât Stradivarius cât și Guarneri. Din păcate, pe Stradivarius n-am apucat să cânt, chiar dacă am câștigat dreptul respectiv, n-au vrut miniștrii de atunci să ajungă la mine vioara aia și nici n-a ajuns. Așa s-a făcut că, așa, după 9 ani de la primul concurs, la care președinte de comisie a fost Ehudi Menuhin, văzând că nu ajunge nici cum vioara la mine, directorul muzeului de atunci, Muzeul Național George Enescu, a zis: nu vrei tu să vii pe la noi să vezi, că noi avem niște instrumente de ale maestrului Enescu. Zice, ia vezi, la de-ți place vreuna, că le scoatem la concurs. Lucru care s-a întâmplat și uite, astăzi când pe Guarnerisul care i-a aparținut lui Enescu. Altfel nu s-ar fi întâmplat lucrul ăsta. Dacă ajungea la mine Stradivariusul atunci când trebuia și familia Voicu nu s-ar fi opus, zicând că le aparține, ceea ce nu era adevărat, practic aș fi cântat probabil pe Stradivarius astăzi. Iar de cealaltă vioară de care nu știa nimeni, ar fi rămas neștiută și azi. Și totuși ești un norocos, cânti pe o vioară supranumită Catedrala. Eu zic că da, pentru că am ajuns la un moment în care, cum să zic, zic eu așa că instrumentele Guarnerii sunt mai bune decât Stradivarii. Cum poate să creadă lumea că sunt subiectiv? Și poate chiar sunt. Ce zici de noua generație, Gabi? Îți trec prin mână mulți generație copii. De violoniști. Există vârfuri, au existat întotdeauna. Problema e că s-au schimbat un pic vremurile și sunt din ce în ce mai mult atrași de câștigurile materiale imediate. Dar nu mai este același interes sau aceeași susținere interioară pe care cred eu că noi o aveam și ei nu mai au acum. Ai un fel special de a te purta cu studenții, cu elevii, glumești cu ei, nu ești profesorul acela dur și... Ba, nu, că la ore sunt. La ore în sensul bun, aș zice eu,
nu îi lasă să facă de capul lor cum, chiar cum cred ei că ar trebui. Mie mi se pare că trebuie ghidonați într-o anumită direcție, după care, având deja o bază de pornire, să-și creeze drumul lor mai departe. Și o ultimă întrebare, aș vrea să știu ce proiecte de viitor ai. A, acolo e simplu, n-am decât să continui ce am început, adică ghidonarea, în primul rând asta e acum, ghidonarea tinerilor talente și generații de violoniști, mai fac treaba cu quartetul din când în când, când avem concerte, concertele mele sunt oricum la locul lor bine stabilite. Și cam atât. O să vină din urmă Eva, care deja a cântat în câteva apariții în debutul claselor noastre de vioară și cam asta avem de făcut. Mi se pare că e suficient. Îți mulțumim că ne-ai acceptat invitația. Gabriel Croitoru a fost în această seară, violonistul Gabriel Croitoru. Doamnelor și domnilor, rămâneți pe TVR Cultural pentru că aveți multe interviuri interesante de urmărit la Jurnalul Cultural. În acest an, pentru a șaptea oară consecutiv, Parcul Național Piatra Craiului organizează excursia tematică Youth at the Top. Lansat în 2015 de către Asociația Alparc din Franța, evenimentul are un caracter unic, deoarece, an de an, la începutul lunii iulie, copii de diferite vârste din peste 30 de arii protejate ale Europei escaladează crestele munților din țările lor, iar filmările, poveștile și fotografiile fac în conjurul lumii. Anul acesta, tematica evenimentului a fost Forest the Almighty. Astfel, în prima parte a lunii lui Cuptor, au participat la activități elevi din Zărnești și Tohanul Mare. Ei au învățat despre ecosistemul pădurii și importanța tuturor speciilor din natură. În 2023, pentru o parte din activități, și ariile protejate din Carpați vor primi sprijin financiar din partea Ministerului German de Mediu și al Principatului Monaco. Lucrările prezentate în cadrul expoziției Atelier 33 sunt diverse și fac apel la contraste. Celebrul teoretician al culorii Johannes Itten spunea că tot ce se poate învăța în școală se aseamănă unei căruțe care te duce până în pragul unei alte deschideri. Din cadrul expoziției expun trei artiste, Maria Ranga, Corina Dimitriu și Valentina Ionescu. Pictura dezleagă misterele lumii, cuprinde tot ce se înfățișează privirii noastre, în forme și culori. Corina Dimitriu este în căutarea sinelui și studiază în mod efervescent autoportretul. Pictura ne-a unit, ne-a făcut să ne ajutăm reciproc. Iubim, avem aceleași valori, iubim culoarea, iubim desenul, iubim arta, suntem pasionate al limbajului vizual și aici este rezultatul acestui demers în care ne-am unit și ne-am ajutat colegial în acest demers și ne-am susținut pentru a avea împreună această expoziție pe care o aducem colegilor și Bucureștiului și care sperăm să placă tuturor și să regăsească căutările noastre în aceste lucrări. Valentina Ionescu pornește de la pictură și o înfrățește cu creația literară, iar Maria Ranga își expune atât viața cotidiană,